Capitolul 10. Marionetele îl recunosc pe fratele lor, Pinocchio, și îi fac o primire triumfală. Dar, când toate mergeau bine, apare păpușarul, mănâncă foc, și Pinocchio este în primejdie să sfârșească rău. Când Pinocchio intră în micuțul teatru de păpuși, se întâmplă un fapt care produce o mare agitație. Trebuie să știți că se ridicase cortina și că începuse reprezentația. Pe scenă puteau fi văzuți Arlechino și pulsinela, care se certau între ei și, așa cum reieșea din replicile piesei, amenințau să se pălmuiască și să se ciomăgească. Spectatorii din staluri erau foarte atenți și se prăpădeau de râs, ascultând cearta celor două marionete care gesticulau, și se ocărau cu atâta plăcere, de parcă ar fi fost într-adevăr două animale raționale, doi oameni de pe acest pământ. Când deodată Arlechino se oprește locului și, pe neașteptate, se întoarce către public, arată pe cineva din fundul sălii și începe să strige pe un ton dramatic. Zei ai cerului, visez ori da, cel de acolo, de jos, este Pinocchio. Da, este Pinocchio, strigă Pulsinela. El este cum te văd și cum mă vezi, țipă doamna Rosaura, scoțând capul din culise. Este Pinocchio, el este, strigă în cor toate marionetele ieșind afară pe scenă. Este Pinocchio! Este Pinocchio, fratele nostru! Ura! Trăiască, Pinocchio!" Pinocchio, vino aici sus, la noi!" strigă Arlechino. Vino în brațele fraților tăi de lemn!" La această invitație drăgăstoasă, Pinocchio făcu un salt înainte și din fundul sălii ajunse în primele rânduri la fotoliile de orchestră. Se urca apoi pe capul dirijorului și de acolo sare pe scenă. Nu ne putem închipui câte îmbrățișări, câte strângeri la piept, câte gâdilături amicale și câte lovituri cu capul a primit Pinocchio în semn de adevărată și sinceră frăție de la actorii și actrițele acestei trupe teatralo-vegetale. Nu se putea spune că acest spectacol nu e emoționant dar publicul din staluri, văzând că reprezentația s-a oprit, se supără și începu să strige. Să continue reprezentația! Vrem să continue comedia!" Spectatorii își pierdură însă speranța, fiindcă păpușile, în loc să joace mai departe, sporiră gălăgia și strigătele și, luându pe sus pe Pinocchio, îl purtară în aclamații până la rampă. Atunci ieși afară păpușarul, care era un om uriaș și atât de urât, că te înspăimântai numai privindul. Avea o barbă deasă și neagră ca o pană de cerneală și atât de lungă de atingea pământul. Mai trebuie să adăugăm că în timpul mersului o călca cu picioarele. Gura era largă cât un cuptor și ochii păreau două felinare roșii aprinse. În mâini ținea un bici gros împletit din șapte cozi de vulpi, din care pocnea voinicește. La apariția neașteptată a păpușarului, amuțiră cu toții. Nimeni nu mai sufla o vorbă. Se auzea musca în tavan. Bietele păpuși, băieți și fete, tremurau ca frunzele în vânt. De ce mi-ai zăpăcit actorii? întrebă păpușarul cu o voce groasă de om bolnav de răgușeală. Credeți-mă, înălțimea voastră, nu sunt eu vinovat. Destul! Ne vom răfui de seară. Într-adevăr, după ce se termină reprezentația, păpușarul se duse în bucătărie unde își pregătise drept cină un berbec pe care îl învârtea încet în frigare. Și fiindcă n-avea destule lemne ca să-l frigă și să-l rumenească, îl chemă pe Arlechino și pe Pulsinela și le spuse. Aduceți-mi aici păpușa de lemn pe care am agățat-o în cui. Mi se pare că este cioplită dintr-un lemn foarte uscat. Sunt sigur că dacă o voi arunca în foc, friptura o să se frigă mai bine. La început, Arlechino și Pulsinela se făcură că nu înțeleg. Apoi, speriați de privirea fioroasă a stăpânului, se supuseră și peste puțină vreme se înapoiară în bucătărie aducându-l în brațe pe bietul Pinocchio. Acesta, zvârcolindu-se ca un pește pe uscat, țipa cât îl ținea gura. Tăticule, scapă-mă! Nu vreau să mor! Nu vreau să mor!"